Lucrările de reabilitare a străzilor din Deș vor continua și anul viitor, după ce în acest an au fost reabilitate parțial sau total străzile Crângului, Avramiancu, Ecaterina Teodoroi, Regina Maria și în prezent se lucrează pe strada 1 Mai. Primarul municipiului Deș, Costan Morar, dă asigurări că lucrările la drumurile din oraș vor continua și anul viitor. Proiectul, cu o valoare de peste 90 de miliarde de lei vechi, bani proveniți din fonduri proprii, presupune reabilitarea a 10 străzi din Deș. Dacă în acest an se așteaptă finalizarea lucrărilor de pe străzile Mărășești și Mircea cel Bătrân, anul viitor vor fi reabilitate în totalitate străzile Avramiancu, 1 Mai, Coșbuc, Șincai și Piața 22 decembrie. În ceea ce privește termenul de garanție, primarul municipiului Deș susține că acesta este între 8 și 10 ani. Din fonduri proprii, la nivelul municipiului Deș am îndemânat o lucrare foarte mare pe reabilitare străzi, o lucrare care valorează aproximativ 97 de miliarde de lei. Subliniez faptul că inițial acest proiect a fost de 190 de miliarde de lei. Am cerut proiectantului să scadă valoarea acestui proiect pentru că nu aveam posibilitatea financiară să plătim din bugetul local așa sumă mare. S-a scăzut valoarea proiectului la 190, la 145 de miliarde de lei. Pe urmă am făcut licitație deschisă și transparentă și în urma acestei licitații s-a judecat cu 97 de miliarde de lei. Și cu această situație am pornit în urmă cu un an de zile această mare lucrare în municipiul Deș. În anul viitor, în primăvara anului viitor, o să continuăm cu Avramiancu, 1 Mai, Coșbuc, Piața 22 decembrie și finalizăm cu Șincai în față la Biserica Reformată. Deci vom finaliza până la anul iunie, maximum în iulie, cele 10 străzi.